Bună seara, bine v-am găsit la Digisport Special. În primul meci al etapei a 5-a voluntar bate pe Clinceni cu 1-0. Gol Adam Nemeț, cel care, iată, reușește să-și facă treaba pentru care a fost adus să aducă 3 puncte echipei sale cu primul gol pe care îl marchează pentru FC Voluntari. În câteva momente, bineînțeles, luăm și câteva reacții de acolo de la voluntari și ne pregătim și de meciul dintre CFR și Farul, dar așa cum vă promiteam puțin mai devreme, o să stăm puțin de vorbă și despre fotbalul din online, nu cel virtual, ci cel de pe YouTube, pentru că l-am alături de mine în această seară pe Bogdan Iordache, cel care a avut niște idei bune. Salut, Bogdan! Bună seara, în primul rând, și mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere, mă bucur că ai putut să vii. De ce vă rădulesc cu alături de noi, ca de obicei, aș zice. Salut! Salut! Da, Bogdan a avut... Trebuie să, sau să spunem lumii, că nu ne cunoaștem, ne-am pur și simplu într-o noapte tot dând din YouTube în YouTube, am dat peste clipurile tale făcute cu câțiva dintre fotbaliști reprezentativi pentru fotbalul românesc și mi-a plăcut că ai avut niște idei bune. Mă bucur. Faptul că i-ai provocat pe acei fotbaliști să se întreacă cu tine într-o, bineînțeles, într-o întrecere onorifică. Da. Spune-mi în primul rând cum te-ai apucat de treaba asta. E o poveste destul de lungă, dar vă fac așa un scurt rezumat. Așa, bagă cu rezumat că la început nu făceam YouTube, tundeam, asta era meseria mea. Aha, am făcut un clip în care am tuns pe cineva ca Marco Reus de la Dortmund, o frizură cum era el atunci pe vremea aia, cum era el tuns, cu o linie aici într-o parte, chestii de genul ăsta. L-am pus pe YouTube, am pus titlul în engleză și l-am lăsat așa. După 3 zile avea undeva la 3 milioane de vizualizări și am zis că, wow, cum se poate așa ceva? E sigur? 3 milioane? Da, 3 milioane. A verificat, auzi că mi-a zis mie. Am intrat pe cont, am dat logout, am zis cred că e o eroare ceva de la YouTube, s-a întâmplat ceva. A fost real, din fericire. Mi-a zis un prieten că vezi că poți să faci bani din chestia asta și am zis ok, mi-a făcut acolo niște setări, niște chestii cu Google AdSense, mă rog, și am luat bani pe clipul ăla și după am început să continui să fac chestia asta, dar după am avut și o problemă la spate pe care o am și acum, o hernie de disc, mă rog, niște chestii de genul ăsta, nu puteam stau foarte mult să tund, mi-am dat seama că îmi place chestia asta cu YouTube, m-a atras mult mai mult și de ce să vă mint, pentru că n-am de ce să vă mint, faci și mai mulți bani, bine, da. Atunci nu făceam. Acum am ajuns să fac, atunci nu făceam și am zis să continui cu chestia asta și m-am lăsat de tuns și am continuat cu ceea ce fac acum. Și acum ce faci în afară de clipuri de fotbal? Canalul meu este bazat mai mult pe divertisment, adică nu e un canal educativ să intri să înveți ceva, intri, te uiți, te distrezi pentru copii, provocări, challenge-uri le spunem noi în mediul online și cam pe asta se bazează și am și seria asta cu fotbal. Care... Așa, la care ajungem acum și ai reușit să convingi vreo 3 fotbaliști, Budescu, Alibec și Andrei Ivan, să participe la provocările tale. Ca să știe lumea despre ce vorbim, hai să ne uităm puțin la o parte din clipul cu Budescu. Ele sunt mai lungi, vă invităm pe contul lui Bogdan să le vedeți pe YouTube, dacă nu le-ați văzut deja, pentru că au și ele foarte multe vizualizări. Vedem o parte din clipul cu Budescu și apoi mai vorbim. Salut, eu sunt Bogdan și bine v-am găsit la un nou vlog cu fotbal. Îl am aici pe Constantin Budescu. Mersi mult de tot că ai acceptat. Vreau să vă zic de la început să aveți milă cu mine, pentru că avem un jucător profesionist, adică nu-i de liga mea, înțelegeți? Așa că să n-aveți prea mari așteptări, dar fratele vostru o să dea tot ce poate. Atât am putut. Ce vreți mai mult? O să te uiți la el și o să vezi acum care a fost greșeala ta. Stai să-i aduc mingile și lui. Ia, joacă-o pe asta. Joacă-o pe asta. Ce am, a căzut lângă bară? A căzut lângă bară și direct în poartă. Ești nebun? Abia am coborât aici, jos. Am ajuns. Hai, dă-i. Stai, că se duce. Ce? Ai fost aproape. Vezi că am fost aproape. Da, nu mi-a plăcut, că a fost așa leșinat. Yes! Fii atent că e gol din prima, Badane! E gol! Nu e. Gol! Yes! Gol!
Da, mă, că a venit și la tine golul. Ia că vreau să văd, vreau să văd. Greșit! 3, 2, 1, start! N-ai mă, ce? N-ai mă, numărul 1! 3, 2, 1, start! Era afară! Oricum, era în poartă, omul te-a apărat, indiferent. Mai ai rost să mai zic ceva? Nu te mai stăgări până acum mâna dreaptă la urechea stângă. Hai să stăgăm și în partea aia. Ce? No! Ce gol frumos a fost, Badan. Să-și pună punctul la loc. N-am ce să zic. Știam că o să fie show. Asta intră. Ai simțit-o? Eu cred că stătea zidul prost aici. Nu cred. Cred că e talentul lui. Da. Dar zi-mi asta cu Budescu, când ai filmat-o? Cam cât a trecut acum, atunci? Nu știu, o lună? Acum o lună? Da, așa? Da, da. Cred că nici o lună nu are. Acum 3 săptămâni cred că am vorbit noi prima oară să vii pe aici. Nu știam că e așa proaspătă. Cam așa. E proaspătă, da, 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 da. Și câte vizualizări? Vreo 500.000, jumătate de milion, ceva de genul ăsta. Vreo 800.000, parcă m-am uitat. Nu mai știu exact. Nu știu exact. Nu mai știu exact. Da. Cum te-ai gândit să faci provocările astea? Ai jucat fotbal? Nu, n-am jucat fotbal. Doar așa, cu prieteni. Adică n-am făcut fotbal profesionist niciodată. Dar de ce nu te-ai băgat? Sau n-ai avut unde? N-am avut niciunde și n-am avut nicio situație foarte bună, ca să vă zic sincer. Și cred că depinde mult și de orașul unde stai. Adică eu așa cred. Să ai o echipă care să joace la un nivel. Poate măcar nu, liga... Poate să nu fie o echipă la un nivel, dar să fie cineva care se ocupă de copii și juniori bine. Da, ceea ce nu... În nu orașul meu nu prea... Tu de unde ești? Din Mărășești? Din Mărășești, da. Și nu te-ai băgat la fotbal, n-aveai unde să te duci, n-aveai cum. Nu. Bine, sincer să vă zic, nici nu știu dacă m-a ajutat fizicul, că sunt micuț și... Am mai văzut cazuri. Da. Da. Cum a fost la filmare cu Budescu? A fost super. Un om, nu știu, de nota 20, nu mă așteptam, aveam emoții, dar m-a primit foarte bine. Cum ai reușit să-l convingi? N-a fost greu pentru mine, dacă sincer să vă zic. Adică mi-am scris pe Instagram, mi-am spus cine sunt, ce fac. Și chiar am fost surprins pentru că mi-a zis, da, te știu, te urmăresc. Și am fost ceva... Și a zis? Da, a fost ceva, zic, wow. Eu mă uit la tine la televizor, eram mic și mă uitam. Nu, nici vorbă. Ce să-l tunzi, ceva? Nu, nici vorbă, nimic. Da, e un tip foarte civilizat și de mare bun simț, așa este. Mi-a zis la ora 11 să fiu la stadion. Eu de obicei sunt un tip punctual, că așa îmi place. Era acolo, de la 10:30 mă aștepta. N-am pus una aici pe la Ploiești, da, pe Astra, da? N-am pus una pe nimic, absolut pe nimic. A cărat tot ce trebuie, tot. Nu m-a lăsat să fac nimic. Trebuia să fac eu chestia asta. Da. M-am simțit, nu știu, adică... Dar el cu ce te urmărea pe YouTube? A zis că te urmărește. Ce ți-a povestit? Mi-a zis că se mai uită la el ce acolo, mai face și la ce mai fac eu. Bine, special cu fotbal, mi-a zis, când se plictisește. Acolo, la Arabi. În rest nu știe, adică nu se uită la toate tâmpenile pe care le fac eu, că ar fi culmea, cu fotbalul. Poți să vă dea un exemplu de o tâmpenie, în ghilimele? O tâmpenie de-a mea? De fotbal, da, ce faci? Păi nu știu, de exemplu a aruncat cineva un televizor după casă, a aruncat vreo mașină de spălat, tot așa, de pe casă. Și ai filmat și... Da, sunt foarte virale chestiile astea. Da, imaginez. Adică asta caută lumea. Era interesant pentru mine și pentru, în afară de fotbal. Sunt multe chestii pe care le-am făcut. De exemplu, câte vizualizări are un televizor aruncat? De 1.500.000, 2 milioane. Am un clip care are aproape 250.000 de like-uri, care este enorm. Am luat 80 de kg, cred că, de gheață carbonică. Da. Am pus-o în cadă și am făcut în casă numai fum și să scoate un fel de abur. Da. Și am stricat tot. Sistem, cum îi spune...
Electric? Electric, televizor, parchet, pereți, canapea, tot. Adică a fost o inconștiență. Scopul era să fac cât mai mult fum din ăla, aha, în baie. Doar că el a intrat pe sub ușă, s-a dus peste tot, în toată și casa. Câte case ai putut să cumperi după ce vizualizările astea? Era bine dacă puteam să cumpăr atâtea case, dar nu e chiar așa, pentru că... Adică mulți au impresia că dacă faci YouTube, nu vreau să mint, câștigi, faci bani, că ar fi culmea să zică, nu, că nu mă ascund de chestia. Ce te plătesc? Vizualizările sau din cât mai multe vizualizări? Asta e targetul. Și pe lângă asta, dacă vin campanii la tine să faci publicitate, sunt branduri care te contactează pentru asta, să promovezi produsele lor. Da, măcar de un Zanzibar iese, da? Da, a mers, am strâns și a fost ok. Da, și am amintit de Zanzibar. Deci ideea e că trebuie să fii cât mai inventiv. Ideea e că trebuie să ai idei. Cât mai inventiv și... Apucat să intri în piață așa cum ai intrat tu, sunt șanse mari să te duci și mai sus. Că mai e un musculos, nu știu cum îl cheamă, un cățel. Dorian Popa. Așa, nu știu cine e băiatul ăla. Da. Și la fel, e același gen de... Da, e coleg de al meu. Da, scuză-mă, nu, n-am vrut să-l... Doamne ferește, nu am nicio problemă. A luat o mașină de la o companie importantă, la un moment dat eram și eu acolo și băieții aia, după ce a lăsat mașina, erau disperați că îi făcuseră mașina varză, dar n-au avut tupeu să îi spună, bă, dă-ne banii, nu știu de ce. Pentru că probabil nu a mai cumpărat de acolo. Da. La Coalibe cum a fost? Prima dată cu el am luat contact. A fost primul... Da, la fel, am avut foarte mari emoții. Când a fost Coalibe? Cred că sunt 2 ani. Da? Da, cred că da, sunt 2 ani. Și mă așteptam, sincer să vă zic, mă așteptam să fie mai gomos, arogant, așa, mai... Dar nu, nu e. Chiar a fost ok, foarte ok. S-a descurcat bine? Că nu mai am. Eu am văzut clipul, dar am uitat. Da. Care dintre ei? Nu că mi s-a părut interesant așa, câteodată mai reușeai să câștigi și tu câte o tură de-asta. Da. Lipsă de concentrare, probabil, din partea lor. Am mai dat și eu așa cu piciorul mingii, cât de cât. Adică nici foarte profesionist, dar... Da, care dintre ei s-a părut mai aspru așa? Budescu. Cu Budescu, când am filmat, am avut impresia că, nu știu, e plictisit și dă așa plictisit în minge. Cum așa... avem de obicei impresia când îl vedem jucând fotbal. Nu știu, eu așa m-am plictisit. Dania scârbă de nota 10. Eu eram concentrat, nu știam cum să lovesc, unde, cum să mă dau în spate, 3-4 pași. El punea mingea, vorbea cu mine, se uita în stânga, în dreapta, dădea. Era în elementul lui. Nu știu, mi s-a părut așa. Mă întrebam, zic, cum fac? Cum se întâmplă chestia ca... Adică mi s-a părut așa, ușor. Apă. Da, exact. Bine, până la urmă e meseria lui, de atât timp. Absolut, și mă rog. Talentul e a lui, ce e a lui, e a lui. Am ascultat pe Elie Poenaru. Acum o să te întreb despre întâlnirea cu Ronaldinho. Știu că e idolul tău, ai spus-o, ai făcut și postarea. Sau cum se cheamă pe YouTube când ridici un video? Da, postare. Tot postare. Da, trebuie să mă adaptez și eu la limbaj. Da. Și te-ai întâlnit cu el fără să... Da, a fost ceva incredibil, nu știu. Cred că doar Dumnezeu m-a ajutat să fac asta, să se întâmple chestia asta. Deși... oarecum era programată, ca să zic așa, dar nu acum. Dar a fost mult mai devreme și a fost super, pentru că eram plecat și în vacanță și nu-mi stătea mie gândul niciodată că pot să dau de el. Hai să vedem, sper să vedem tot, dar din ce au pregătit colegii mei, dar dacă nu apucăm tot, măcar o parte. Deci, nu fac. A plecat! Vine să plâng, vă jur! Când vine să plâng, nu mai poți, deci tremur totul. Deci care erau șansele vreodată în viață să fii în același timp, în aceeași zi, la aceeași oră, cu el în același aeroport, din greșeală? Datorită lui Fabio, prietenul meu care este prieten cu Ronaldinho, mi-a făcut filmarea în care Ronaldinho îmi trimite un mesaj mie și îmi zice că atunci când ne întâlnim o să-mi dea un tricou cu un autograf. Ciao Bogdan, bene, la prossima volta vediamo la cosa della maglietta, ok? Abrazo. Fiți atenți, ce s-a întâmplat? Deci mergeam pe aici pur și simplu așa, random, pentru că avem de așteptat undeva la 2 ore și ceva, până la următorul avion să luăm să mergem în Zanzibar. Și ne plimbam așa, haotic. La un moment dat, pe cine credeți că văd? Ronaldinho,
cu managerul lui și încă doi prieteni sau un prieten, ceva de genul ăsta. Deci omul cu mască, cu pălărie, cu basca aia lui în cap, adică dacă nu ești fanul lui, n-aveai cum să-ți dai seama, sincer. Dacă, dar eu, deci cum l-am văzut că merge, i-am zis iubitei mele, Andreea, ăsta e Ronaldinho. Iar că juri Ronaldinho, zic că ăsta e Ronaldinho pe bune. N-am mai putut, n-am mai rezistat, am mers după el peste tot, efectiv. M-am dus, i-am zis, salut, sunt Bogdan, i-am arătat, uite, filmarea asta, stai așa ca să... I-am arătat... Asta este filmarea pe care mi-a trimis-o el când mă salută și zice că îmi dă un autograf și un tricou. Uită-te puțin, uită-te puțin cine e aici. Uită-te puțin, deci nu știam, deci jur, îmi venea să mă pun în genunchi, să-i pup picioarele, jur pe ce vrei tu, deci nu știu să vă zic sentimentul, deci eram blocat. Da, până la urmă ai apucat să-i spui că tu ești destinatarul unui mesaj pe care l-a trimis ceva timp? Altfel da, n-aveam cum să ajung la el, pentru că bodyguards lui mă împingeau în continuu. Eu încercam să mă duc spre el și mă dea la o parte și la un moment dat am luat-o. Am trecut de ei și am arătat lui direct filmulețul și am zis, uite, mi-ai trimis un mesaj acum câteva zile. Și a zis, ok, și a bătut palma cu mine și a mers mai departe. Eu iar am încercat și nu mă lăsau. După m-am dus la managerul lui, l-am văzut acolo și foarte de treabă. A vorbit cu mine, am arătat filmulețul și a zis, ok, și s-a dus la el, a vorbit cu el și a zis că tot e ok, poți să te duci să faci poză, să... Am schimbat, nu știu, 3-4 vorbe și cam atât. Cu tricou cum a rămas? Cu tricou a rămas că mi-l semnează și mi-l dă, doar tot prin acest prieten Fabio, tot așa. Puteam atunci, dar aveam un tricou negru pe mine și am fost să caut un marker și în timpul ăsta, când m-am întors, nu mai era nimeni. S-a evaporat, efectiv. Asta a fost. Da. Era și obosit, așa, era tras la față. Era... Unde călătorea? În America se ducea. Când s-a întâmplat asta? Acum o săptămână. A, ieșise și de la Pârnaie. Da. Bun, ce urmează? Ce, ziceai că filmezi ceva la Chiajna? Da, cu un prieten, vreau tot ceva legat de fotbal. Da, dar nu cu vreo vedetă. Nu. Am mai încercat să contactez, doar că nu răspund chiar așa ok. Adică nu înțeleg de ce nu se implică, adică nu vor. Că, nu știu, n-am idee. Mulți mi-au zis că nu-i lasă clubul, că n-au timp și chestii de genul ăsta. Dar mă gândesc cum a fost Budescu, Albec, Ivan, adică oamenii dacă mi-au zis da, s-a întâmplat. Adică da, iată și câteva imagini de la filmarea cu Ivan. Da. Aici ți-a venit ideea să bagi și o roata norocului, nu? Da, am avut mai multe provocări pe care le-am scris noi acolo. Am contribuit toți cu o provocare și învârtea ideea și ce spica, asta trebuia să faci. Da, așa. Și la fel aleargă foarte tare. O provocare simpatică asta, să ajungi repede în poarta cealaltă. Da, aleargă foarte tare, n-am avut nicio șansă. Tu cu ce ești aici? Cu tricou, cu Messi? Cu Messi, da. Da? Bine. Mai ții cu Barça acum? Sincer să vă zic, n-am ținut niciodată cu Barcelona pentru Messi. Ah, ok. Am ținut pentru Ronaldinho și rămân în continuare. Corectile. Dar dacă va fi vreun meci în care joacă Barcelona și acum Parisul, voi muta canalul din coa. Am înțeles. Cu Andrei Ivan cum a fost? Cam rece, nu? A fost iarna? Sau primăvară, așa? Nu mai țin minte exact. Dar a fost ok, adică a fost bine. Mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte mult. E și mai... Ca să, bine, nu că Budescu ar fi bătrân, dar el mai apropiat așa de vârstă, am avut alte discuții, alte chestii, mai copilărești altfel, așa între noi. Da. Altfel mai e. Da. Deci aici el îți centra și mi-a tu centrat de... el, da. E, cred că a fost centrarea foarte bună. Da. Centrarea de fotbalist de Liga I. Da, deci zici că mai sunt o preliște așa, ba nu prea vor fotbaliștii, ba nu găsești un loc pe care să... Unde să filmezi? Da, și asta e. Am văzut că cu Budescu, cu Alibec, ai filmat la Ploiești, pe Astra, deși, de exemplu, Budescu nu juca la Astra. Dar el mi-a spus că m-a întrebat dacă am stadion. Te-a ajutat cu treaba. A fost pentru mine, nu știu, un om de nota 50, n-am ce să zic. Cu cine ți-ai dorit să faci așa ceva și n-ai apucat încă? Ar fi mulți, adică... Nu, hai să zicem din România. Nu știu, mi-ar plăcea să fac, de exemplu, cu Ianis Hagi, dar mi se pare imposibil. Nimic nu e imposibil. Bine, acum văzând asta cu Ronaldinho, doar că v-am zis, nu sunt așa deschiși, nu înțeleg de ce, nu știu care e problema. Poate, nu știu,
nu le place ceea ce fac eu. E și asta o... Da, bine, și asta. Adică da. Înțeleg. Dacă nu-ți place ce fac, e ok. Dar ai putea să-mi spui. Știi? Bă, nu, uite, mie nu-mi place ce faci tu și nu vreau să vin. Da. Știi? Adică eu sunt genul care prefer să-mi spui în față. Bă, uite așa. Vreau, nu vreau, sau îmi place, sau nu-mi place. Da, nu, ești fanul unei echipe din România? Când eram mai mic, da, eram. Acum mă bucur. Da. Acum mă bucur efectiv de ce faci de fotbal. Nu, în general de fotbal. Nu mai sunt așa fanatic, că pierde, că cine se duce, unde se transferă, nu mă mai interesează. Bogdan, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cu mare drag, repede. Mulțumesc mult. Am de tot. Senzație. Mulțumesc mult de tot. În câteva momente o să facem o schimbare. Îl introducem pe Ilie Dumitrescu. O să vorbim, bineînțeles, de meciul care urmează, CFR cu Farul. Bogdan, mulțumesc mult pentru prezență. Mulțumesc. Felicitări pentru mult. Ce faci. Felicitări. Multă baftă în continuare. Bogdan, IBM sau cum? Family. IBM Family. IBM Family. Da. Asta e contul de YouTube. Da, bănuiesc că cei care au fost interesați de discuția noastră deja te urmăresc. Mult succes, toate mulțumesc bune. Mulțumesc mult de tot. Ne întoarcem în câteva momente după publicitate împreună cu Decebara Rădulescu și Ilie Dumitrescu.